În urmă cu 157 de ani, domnitorul Alexandru Ioan Cuza punea bazele statisticii oficiale românești. A fost una dintre primele instituții publice create în statul unitar român. Era începutul unei instituții care a crescut în prestigiu, credibilitate și competență, chiar dacă nu a beneficiat întotdeauna de cele mai propice condiții de afirmare. La fel ca în fiecare an, statisticienii giurgiuveni au sărbătorit această zi prin muncă și au emis comunicate privind structura populației județului Giurgiu în anul 2015. Astfel, la 1 iulie 2015, județul nostru avea o populație de 277.239 de locuitori, iar pe grupe de vârste situația arăta așa: între 0 și 14 ani, 14,4%, între 15 și 59 de ani, 61,4%, iar categoria de 60 de ani și peste, 24,2%. Statistica are o importanță deosebită pentru orice guvern, întrucât ține evidența activităților economice și sociale, precum și a evoluției dinamice a indicatorilor statistici. Pe baza acestor date pot fi elaborate politicile activităților viitoare.